Altă parteneriat aici, dintre cel mai simplu să vorbesc despre hostel-ul din România. Un spațiu în care noi, acum 3 ani, eram quasi în existență, da? Un singur hostel care furniza servicii de hostel pe Windows. Dacă e o piață pe care estimez la 100 de hostel, că și foarte, foarte fragmentată, cum Dumnezeu rezolvă problema să-ți crești cota de piață de Windows Server în acest ceva? Păi, trebuie să reduci costurile, costurile de hosting pe Windows, trebuie să crești competențele tehnice, cum să faci hosting pe Windows, și după aceea să faci un business development cu câțiva dintre hosteri care reacționează la planurile tale. Și asta sunt mândru să spun că sunt mai mult de 10 hosteri care fie oferă share hosting, deci hosting de aplicații, fie hosting de infrastructură, servere dedicate, servere virtuale, folosindu-se de platforma noastră. Mai nou, poate chiar curios, când vine vorba de a reduce costurile de hosting, o importantă bucățică de acolo o reprezintă unealta de control panel. Nu știu, probabil știți, dacă sunteți web developer, e unealta prin care tu, ca hoster, dai acces unor sute mii de clienți ai tăi, într-un mod safe, să-și configureze aplicația, conturi de FTP, drepturi, și așa mai departe. Ei, în hosting-ul pe Linux nu există un control panel open source. Și mă refer la unul care să fie apreciabil ca și calitate și utilizare. Cele mai populare sunt Plesk și Cipel. Hostel. Ei, control panel-ul pentru Windows. Sunt multe control panel pentru Windows. Cipel și Plesk au așa ceva pentru Windows, costă și ele. Dar cel care a crescut de la zero ca fiind un control panel pentru Windows, .NET panel, a fost făcut în sus acolo lună și ceva. Aia e o valoare mare adăugată pentru hosting pe Windows. Pentru că, pur și simplu, platforma aia, care una robustă, are mii de clienți în toată lumea, e open source, poate fi utilizat out of the box și n-ai un cost de 5 și 10 euro sau cât Dumnezeu o fi pe hosting la acest. Și în felul ăsta poate că echilibrezi costul de Windows găzduit, care costă 50 euro pe lună pentru aplicația. Te rog. Are cine? Destul este așa de dezvoltat ca C-Panel și mare majoritatea de către C-Panel, de că C-Panel este mai popular. C-Panel e plăcut. Ce spuneam înainte e că C-Panel este un furnizor de sisteme de control panel. E o oferă BHR, care e foarte popular pe Linux hosters, și e Compass, care e oferta lor de 2 luni, e hosting, control panel pentru hosting de luni. Da. Dar costă amul. Paralel Splesk costă. Și pentru Windows și pentru Linux costă. Mulți spun lucrul ăsta. Deci nu intru în discuție care control panel e mai bun. Eu spuneam doar că pentru hosting pe Windows ai un control panel care este open source, în caz de descarcă de source code, se numește website panel, se numește .NET panel. Deci dacă ești în business-ul de hosting pe Windows sau ai aplicații pe Windows, o să vezi dacă o reducere de costuri semnificativă. Ca și spuneam, uite, ăsta e un paradox, adică e o piață în care în România, cu 3 ani, erau doar 100 de hosteri, doar pe Linux, dar plăteau pentru acel instrument de control panel. Ei, pentru cei 10-15 hosteri care au servicii pe Windows astăzi, ei își reduc costurile prin acest control panel care e făcut gratuit, pe o platformă Microsoft. Bun, ca să nu întind că vorbă lungă. Sunt 3 proiecte din acelea, unul la unul, de care vorbeam anterior, de care îmi face plăcere să vorbesc. Sunt recent, este în ultimele 2 luni. Și țineți minte puțin figura anterioară. Proiecte, noi parteneriate, competențe și după aceea mergem cu învățămintele în comunități. Servere virtuale X-Servers. Cu X-Servers nu ne știam acum. Ne-am cunoscut în vară. Ne-a picat un raport NetCraft din mână care ne-a spus că X-Servers plus Klax Telecom, plus aceeași entitate, sunt undeva în primii 10 furnizori. Dacă mă aud online, nu să spunem primii 5. În fine, după numărul de servere raportate NetCraft, undeva în primii 10. Deci, o oportunitate la Microsoft să începem un dialog cu acest host. Dincolo de o relație de apropiere, să înțeleagă colegii de la X-Servers cum funcționează Microsoft, care este modelul nostru de business pentru furnizori de servicii de hosting. Am trecut printr-o etapă de pregătire tehnică din un nostru de Dynamic Data Center pe care am învățat Hyper-V, platforma noastră de virtualizare, modelele noastre de management de sisteme virtuale
Și din primăvara asta au ieșit public cu ofertă de sisteme virtuale găzduite pe platforma noastră de virtualizare, inclusiv Linux și Windows. Share-ul lor este în continuare mai mare pe Linux, da? Adică probabil 80% din serverele pe care ei le vând sunt Linux, restul sunt Windows, dar ele pot fi găzduite pe Hyper-V. Și sunt cu 10 euro mai puțin pe lună decât găzduite pe VMware. Da. Cum am ajuns în situația asta? În iulie am participat pentru prima dată în împreună de Linux cu cod. Am făcut subprim pe aproximativ 22.000 de linii de cod și ne-am asumat rolul de maintainer. A apărut 2632 în decembrie, 2633 în februarie, 2634 în mai, deci sunt de Linux kernel care conțin aceste contribuții și îmbunătățiri. Următoarea 2635 pregătim îmbunătățiri mai bune ca să se sincronizeze perfect cu sistemul nostru de virtualizare. Ei sunt, dacă doriți, niște adopter timpuri. Lucrează, ne spun, acolo nu sunt nemulțumiți, acolo nu e bine, vezi că scriu ură despre Wikipedia, pe Wikipedia despre voi și Linux. Bun, învățăm. Punem în contact echipa de virtualizare. E un proces de învățare, nu e atât de simplu. Dar rezultatul final este că ei pot să ofere clienților lor servere virtualizate pe platforma noastră la un cost mai mic decât ce foloseau înainte. În continuare vând și Hyper-V și VMware ca platforme de virtualizare, dar probabil până la urmă. Sper. Alt exemplu. Am organizat în martie și aprilie 9 laboratoare de PHP pe IS. Adică să luăm ceea ce echipa de inginerii a făcut, să luăm ceea ce marketing împachetează frumos și să mergem în fața unor developeri care au aplicații care rulează pe LAMP, pe Linux, pe Apache, pe MySQL și pe PHP și să le face să ruleze și pe WIMP, scuze pentru expresie, Windows, IS, MySQL și PHP. Pe 1 martie, în prima noastră instanță, am avut Office-Learning. Office-Learning este un site al companiei IT Learning, e un partener Microsoft și oferă cursuri Microsoft Office online. Au și niște comunități pe care le întrețin. Puteți vizita officespecialist.ro, doctorisel.ro. Aceasta este o platformă de e-commerce, pentru că vând online cursuri. Platforma de e-commerce era construită cu SiteLab, este construită cu SiteLab, e o companie din singur om. L-am avut pe Mihai Ghiță de la SiteLab în laboratorul nostru de PHP pe IS și după câteva învățăminte, acum o săptămână, acum două săptămâni, mi-au schimbat niște serverele pe care fac într-un server. Da? Și, din nou, face plăcere să mergi să scriu pe blog că Office Linux Learning urmează pe Windows, pe Internet Information Services, pe MySQL și pe PHP. Firește, mi-am făcut cele să lucreze și pe SQL Server de MySQL. Dar pentru noi e un foarte bun început să avem o relație, să contribuim la trustul între noi. N-a se văzut Microsoft acum 5 ani vorbind. Da? Office Linux Learning urmează pe Windows, pe IS, pe MySQL și pe PHP. Pentru că strategia nu era bine definită. Din punct de vedere ingineresc, nu eram acolo cu tehnologia să suportăm bine pe PHP pe IS. Apropo de PHP pe Windows Server, cam cum credeți că funcționează? Da, dar ca vă spunem, depinde foarte mult de benchmark. Dar pe conținut dinamic, deci doar scriptul PHP, suntem undeva în spatele lui Linux plus Apache, 50% loss. Pe conținut static, în schimb, suntem mult mai rapizi. Te rog. Ai vrea să fac o precizare pe conținut dinamic. E o situație temporară pentru că Nu, e serios, e foarte important lucrul ăsta. Pentru că Microsoft, în momentul de față, a făcut benchmark-urile pe PHP 5.2.13. Comparat cu Apache pe Linux, tot pe 5.2.13. Pentru 5.3, compilarea Microsoft și optimizarea pe care l-a făcut în corpul PHP, vor face cu aproximativ 40% mai rapid. Față de ce au acum pe Windows. Mulțumesc frumos, Lucian. Lucian e unul dintre certificații Zen de la ZTEC și colaboratorul nostru în laboratoare de PHP. Nu e registrat. Nici nu știam că vine aici. Mersi. În fine, un site are conținut dinamic plus conținut static. Deci, trebuie să vă așteptați ca performanța WIMP versus LAMP să fie acolo. Sperăm noi cât mai bun, pentru că avem focus mare acolo. Cum stă la securitate?